Bun, o să văd cum fac să fac corecturile astea un pic mai devreme. Poate ideal chiar în seara de miercuri, da, să nu mai ajungă pe joi. Și te-a fiind zise, da, foarte ok, da, 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 diagonale, da, lipsește conul. Sta. Diana, ideea în felul următor, da, să fie, că găsesc conul ăla, da? Asta e temă trimisă incomplet. Trebuie să nu mai faci chestia asta, că altfel trebuie să te dau afară, da? În caz în care nu te-a trecut pe listă, să vedem. Poate e undeva trimis în altă parte, da? Deci, Alinca, da. Da. Tangența aici foarte bine. Cu rabatere. Sper. Da. Da. Ne-a dus de aici așa. Ok, da. Da, e foarte ok. Hai, punct cu punct. Să găsești baza. Baza o iei de aici, cu înălțimile. Ok. Pac, pac. Față de centrul ăsta. Față de centrul ăsta vine așa. Pac, pac. Pac, pac. Și cu vârful și gata. Ok. Umbrițele în dreapta aici. Avem axonometria la asta. Asta e bine. Pentru ce se blochează la celelalte, trebuie să te folosești de... Da? De paralelele astea. Să vină paralele cu asta, da? Și pe mijloc. Și automat din plan o să poți să proiectezi tu astea când vin. Da? Și ai făcut o față și pe acela fel să-i proiectezi și înălțimile la cealaltă față. Și le unești. Da? Adică din plan de aici. Te vezi? Astea late aici și aici. Pac, pac. Ok? Da? Așa am vrut. Da. Foarte bine. E. Mai trimite și voi așa ceva, da? Înțeleg. Da, așa ceva ar trebui, o poză cu toate. Da, hai să-i dăm aici orizontal asta. Ce bine, 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 foarte ok. Un pic de tot măzgălit, dar merge. Era stanciu, da. E foarte ok asta. De în umbră aici, ce ar trebui să fie un pic de accent aici, da? Pe care îl pierdem. E apăsat și după aceea se pierde. Alexia, da, nu e rău, vezi că ăsta e greșit în perspectivă. Și ce trebuie să ducă ăsta în perspectivă, mai așa, construiește în spate, că altfel cum să-ți dai seama cum arată, da? Să vină de aici un... unde ăsta? Și aici un pic mai închis. Ok. Să te fie pe centru. Un pic cam subțire asta, mai de aici încă o bucată de structură. Hai, întoarce și tu fladerul ăsta în partea asta. Mai de aici un disc interior. Mai dă lucirile să fie mai strong. Da? Asta construit și începe să arate mai ok. Ideea e că din desenul de linie scos tu claritatea asta. Mă tăi un pic cam uniform. Alexandra, da, da, da. Mă, câtă ură aici, ai putea șterge un pic din el, da? Câte să fie similar cu ce aici. Da? Foarte bine. Da. Aoleu, o să văd 20 de desene de astea, e magic, dar aș vrea să văd desenul cu toate, da? Spune aici Iulia Stanciu, da? Alexandra, da, asta e ok. Asta e ok, cred, dar nu e, e bușită aici ceva la înălțime, la umbra purtată. Da? Că vine mai așa. Unitate frumos, Alexandra, da? Că astea să fie paralele. Este condiția 1 să fie reale. No! Hai, am uitat să facem o elipsă. Ce contează că e în cubul pe diagonală? Trebuie tot elipsă normală să fie, da? O faci, da? Și o construiești cu compasul. Umbrița asta cred că e ok. Ceva aici, fucked up. Găsiți voi mereu ceva să nu meargă, nu? Da, clar, e ceva făcut aici. Ce nu supor chestia asta? Te-am învățat asta odată, de ce dracu trebuie să te mai văd de 5 ore aceeași lucru? Nu? Da, 60 de grade și orizontala vine aici. Da, asta e înălțimea, se duce în colț aici, 60 de grade și orizontala vine aici. Ai un punct aici, ai un punct aici. Un punct aici și
Știi, să vină asta. Da? Și ne dă forma asta. Da? Asta ne dă forma asta. Și ne unim între ele. Ok? Deci o să iasă. Se iasă paralele astea două câte două. Da? Asta nu e rău, dar trebuie punctat. Da? Îmi cer iertare. Îmi iau trigger. Da? Adică, nu știu. Aveți și voi un bun simț. Dacă te învăț o chestie, nu trebuie să te mai învăț de 10 ori aceeași chestie, da? Altceva, dacă este învăț. Asta iar și greșit. Ești legat de și orizontala de aici vine. Înălțimea asta de aici a transpus aici. Și se iasă iarăși paralele. Da? Găsiți voi noi metode magice de a face lucruri. Greșit, da? Hai, dă-le punctate peste. Nu prea sunt 100% de acord cu ce aici, să știi. Da? Ca să-i dăm umbrele și pe aceea, în teorie, ar trebui să se proiecteze umbrele vârfurilor. Și fața asta de aici s-ar conecta cu vârful, fața asta de aici s-ar conecta cu vârful, da? Asta e greșit aici, îți garantez, că arată ca naiba. De ce e greșit? Că nu e copiat, na. Aștept niște conecturi magice. Nu e copiat înălțimea, deci pentru care? Pentru a inversat, pentru ăsta. Deci de aici să vină segmentul ăsta, da? Vine așa, se duce în sus, distanța asta A cât o fie A, de aici vine ăsta, da? Bun. Stai. Da, ai trei axonometrii, ai, da, da, e ok. Așa aici, limitie, da, dar cred că e bine. Aba, dar ai rotit tu. Dar vezi că ăsta e X, O, Y, cu vine așa. X, O, Y, da? Deci dacă stai perpendicular așa, și trebuie să vină așa cumva. Ok? Și cu ăsta în jos. Ceva fucked up la piramida asta. Să nu e tetraedru ok făcut. Dar găsiți voi metode noi de a distruge ceva. E șocant. Un talent. Dar latura asta trebuie luată de aici și dusă în compas și să vină mai sus, da? Tetraedrul ăsta nu e regulat, e un tetraedrul oarecare. Asta este bine făcută, da? Deci pe să-i dăm niște lemnișori din ăla. Da? Acum. Imaginez că știu că am trimis Dimitrie ăsta, tehnicul. Da? Nu e rău. S-a pus un pic mai mult pe crân. Poți să dai încheieturile astea un pic mai mari. Mai faceți brațele astea ca fusuri. Cred că am zis asta de 5 ori cel puțin. Da? Fără ca un cilindru, drept. Ca să iasă bilele astea mari, să aibă carne, știi? Și atunci din prima arată altfel. Ok? Scapă de fusurile astea. Da? Fă cilindru, pur și simplu. Ma, nu e chiar rău. În chestia asta aici n-aș strica să ai... că aici vine o umbră. Nu, vine dreaptă. Și vine aici o umbră. Da? Pentru umbra asta, nu știi ca unul la mână să dea asta mai închis. Da? Asta să faci din inox. Ok? Asta putea să-l bagi din lemn. Da? Un pic inoxul ăsta mai tăios, dă-l cu echerul. Să fie negru la unde trebuie, da? Deci ăsta trebuie să fie un pic mai cărnos, că e ceva pufi. În mijloc, ok? Hai, și dă aici, nu știu, carul, ia și flutter, ce vrei tu, dar mai clar. Mai desenat și ters așa, desenează mai agresiv. Da? Aici, Alexandra Krupp, foarte bine, da, bravo, aici sunt niște diagonale, da, cum la Vinia, da, este greșit în perspectivă, dar ai accentele măcar, ceea ce e bine. Da, poți să mai dai aici un set de muchii să fie două linii paralele, știi, la caroiaj, și aici poți să încerci să extinzi un pic, de un chenar, nu era deloc clipsidra asta de iarăși, nu? Fără fusuri. Deci un pic mai bine. Încearcă lemnul să-l dai dintr-un capăt, dacă pare zgâriată, zgâriat manechinul, da? Deci o greșeală de perspectivă, să se vadă și aici un intrados, ok? Hai, și din asta o să rezulte neapărat o umbră mai mare, pentru toată chestia asta. Aici e lipsa mai mare, să vină și aici o umbră mare. Cred că umbra e în stânga, din câte îmi dau seama, da? Șterge-o pe asta și dă-o în stânga, te rog eu. Da? Bun. Așa, Miriam, da. Foarte bine. Diana Gheorghe, cred că astea sunt completările. Da, ok. Deci Diana, trebuie să tai de pe lista magică. Da, ok. Au, să mă rupă desenele astea.
Am Iulia, crezi că-s chiar prost? Câte desene am văzut de-a lungul anilor? Să văd un desen de la micuț. Dacă mi-a răspătat, nu-mi dau seama. Da? Nu e rău aici. Da. Slider pe ăsta. Umbriță în dreapta, e încă da. Da! E mai bine, mai puțin inhibat. Da? Dăm aici un guleraș. Dăm aici o bază. Da? Sunt da, foarte ok, un pic cam agresiv, dar merge. Da. Vlad, da. Dă-i un pic de accent aici, Vlad. Dimitrie, da, foarte bine. Mhm. Da. Stă aici, foarte ok, încearcă să-i dai Vladul ăla. Chenrașii cu astea, ubiță purtată în stânga. Foarte bine, ți-a făcut aici un spartan, da. Da, fundal. Asta văd la inox. Vreau să văd niște inox pe aici, știi, la treime. Știi tu ce zic. Cum vreau în partea asta, aici vine treimea și degradeu în partea asta, da? Mhm. Uh-huh. Mai de unde stă aici, poate să fie o umbră de la grosime, știi? Mamă, să ne bune să mână de stămici. Da. Da. Și să fie o muchie orizontală, da? Mhm. Vlad încearcă să dai degradele astea mai plate un pic, mai, pardon, mai curate, mai muzgălite la margine. Iulia, da. Andreea, da. Artemis, da. Nostanciu, da. Un pic de tot muchile astea mai întărite. Este foarte ok, un pic mai întărit aici. Julia, da. Nu știu cine e Julia, nu știu numele. Vlad, muchile din nou, măzgălite aici, da? Să fie pata de culoare foarte clară. Măzgălite aici și aici. Uite printre gene, da? Să vadă pata aia de culoare. Julia, cum ai făcut seara, să știi. Foarte bine, da. Foarte ok toate. Ar trebui să dau un pic de accent aici. Da. Da, foarte bine, Miriam, da. Și ar trebui cu gumița să o ștergi un pic. Ștergi și treimea asta de aici, da, Iulie? Da. Da. Acum. Ioana, da. Uite aici un chenăraș. Da? Acum, tipa asta trebuie să stea capul pe linia orizontului. Ca altfel e mai pitic așa, știi? Mai, da? Băiatul ăla din Game of Thrones, da? Vlad, da, mai dă aici un degradeu de ăsta măzgălit în partea asta și aici la muchie. Alexandra, da. Ia, da, mă, nu știu. Andreea, foarte bine. Mihai, da, foarte bine. Da. Teo, da. Haideși tu lenișor pe ăsta. Și noxul ăsta, dă-l mai strong. Dă-l cu un negru de la strong. De un negru, da? De aici o lucire din asta, așa, ca de plastic, ok? Aici e o problemă. Asta trebuie să se oprească sub linia orizontului, da? Aici se urcă în altă parte, urcă la alt punct de fugă și ce de hașură. Ai hașurică aici, da? Se pare că este deasupra linii orizontului. Se vede așa, cu partea asta, da? Ok, da. N-ai construit asta. Aș șterge cu gumița aici, Iulia. Da. Un pic mai întărit aici. Da. Ana, da. Da. Da, mine. Ana, stai un pic, că nu înțeleg. Deci e doar o planșă. Adică nu e toată lecția făcută, e făcută o bucată din ea. Acum aici. David, da, este bine ca tetraedru. Se vadă aici o muchie. Deci în direcția asta se vadă punctat, da? Cum se vor vedea și astea punctate. Hai, concentrează-te un pic să-i scoți claritatea aia. Foarte bine, asta este, da. Și fix același truc și pe partea asta, da? O față, a doua. Aici e ok, numai că astea nu sunt tangente, din păcate. Fură un pic, o
asta să duci mai așa. Ok? Și hai să vedem umbrițele în dreapta. Da. Sper că îmi doar atât, David. Da. Este altfel de axonometrie. Nu e cu echerul de 30. Cred că sunt toate greșite. David, foarte bine, cred că tine și cu astea, da, nu am ce să reproșez. Foarte bine, bravo, da. Să dăm aici reflexia la chestiile astea, da? Și așa. Mai n-ai cum, dacă făcești tu bolul ăsta un pic mai sus, cât să acopere coțul ăsta ciudat. Foarte bine. N-ai prim plan, din păcate. Și când să faci niște piese astea așa mai detaliate, cumva. Încearcă să ștergi aici. Ștergi ca să rămână asta alb. Ok? După aia, fiestea un caca, da? Haide, și tu umbrițele alea, cum ți-am arătat, da? Ți-am arătat. Tu mai ai teu. Ideea e că nu vă supărați nici dacă începe să nu aveți teuri sau planșe, cum am zis, 50x70. Și dacă tu weekendul ăsta nu ai planșă 50x70, Andreea, o să ai o fază low IQ, da? De aia, de una pe semestru, știi? Și dacă mai faci încă o dată asta, gen duminică nu ai, atunci ți se dă afară de la meditații, da? Din păcate așa trebuie să fie, că altfel voi nu sunteți normali. Dacă nu înțelegeți că ori faceți ce e de făcut, ori nu, ok? Șterge aici. Să rămână dungile aia cu alb, șterge aici la o treime. Bun. Da, e ok ce avem aici, da. Aici trebuie, Alexandra, trebuie niște diagonale, da? Da. Ale, da, e bine. Fă-și tu poza cum trebuie, că nu dau seama ce se petrece sus aici. Aici trebuie să fie un chenar. Problema e că sunt toate prea la fel de închise. Trebuie să fie undeva mai închise astea din față. Ok? Și să vină umbră purtată și aici umbră purtată. Fără pe astea negre. Și un pic mai mult gri pe partea asta, ok? Ca să fie la treime. Acum aici trebuie un pic mai multă cărniță la lucire, da? Și o să se vadă până la elipsa asta de sus. Ok? Foarte bine. Da, Bianca Chiberă, da, merge, pune pomii. Hai, e opțional. Pune pomii, pune lerul de black and white, pune umbrițe pe aici, caută brick texture tileable pentru fațade, ok? Trimite la corectură în timpul săptămânii dacă ai ceva. Da. Vlad, da, merge ce e aici. Iulia, da. Nu, la tine nu e bine, Iulia. E în timpul săptămânii sunt în alt univers, ok? Meditațiile sunt, da? Bine, am mai văzut ăsta. Da. Nici o problemă. Mihai, da. Nu prea înțeleg ce ai făcut, Mihai. Da? Presimt că o să trească să fac poliție. Eu vezi că majoritatea elevilor care am conflicte, nu-și fac tema. La temă se reduce totul. În faptul că nu tratează seriozitatea. Ei vor să facă, vor să învețe ce am eu de învățat pe termenii lor, ceea ce eu nu accept. Ok? Încearcă să duci prin planul ăsta mai față, umbra mai la dreapta. Da, foarte bine. Mihai, cât îi sipă de spațiu. Da? Asta mergeau toate pe foaie, da. Și tu știi și tu axele, da? Că sunt și ele linii de contur. Da, foarte bine. Nu mai da cu degetul. Doar hașură. Asta e greșit. De aici trebuie să vină umbra. Ok? Și tu știi axele, da? Încearcă să dai cu compasul încă o dată, dacă nu cu mâna liberă peste ele. Da, am corectat asta odată. Și aici am totul normal. Da, foarte bine. Dă aici niște flutter. Foarte bine. Prin planul e sec. Încearcă să duci moțul ăsta de piramidă mai în față. Ok? Da? Fundalul se întoarcă în spate aici. Foarte bun inoxul. Mai dă și aici un pic. Dă aici un pic de griuleț. Zici că umbrele vin așa, înseamnă că și aici trebuie să vină o umbră. Foarte bine. Încearcă să dai mai închise pe astea din față, da? Să creăm iluzia aia de spațialitate. Ce în față să sară peste privitor.
Ok, foarte bine, cu schițe, cu tot. Așa, Rareș, da. Încearcă să întărești un pic mai bine. Da, aici aș fi vrut să faci și glisarea asta, Rareș, da? Glisarea... Ok, cum vine glisarea asta? Zice că n-am mâncat-o, da? Până aici, la conversații. Zice că n-am lucrat-o, da? Și venit așa. Ok? Negativul ăsta. Da, am zis în tema acolo că sunt trei glisări. Dacă nu știai, mă întrebai, nu? Nu? Nu zic nimica care e OZN. Aici e o greșeală la baza asta, la piramide. Eu am dat să vină un pic mai așa. Așa, Andreea, așa foarte bine, da. Da, vezi copăcelul ăsta aici. Cartoful ăsta, arc. Și coborâm în interior. Da. Și o să iasă un pic mai așa. Aoleu, ce este? Aoleu. Nu știu la ce mă uit aici. Asta e greșit. E stand. Am pus un capac în plus. Să-l pui în poziția finală. Și terge chestia asta, că nu e bine deloc. Acum la ăsta la fel, nu e deloc bine. Astea două sunt două drepte perpendiculare. Deci a doua sferă venea în continuare ăstui la alt. Și tu trebuia să construiești punct cu punct elipsa asta. Da? Andreea, da, Roxana, da, deci e greșit, fă și tu să stea pe sol, dar nu mai fă să plutească. Aoleu, să am multe verificări astea, da. Da, Ștefan, foarte bine, încearcă să șterge aici la o treime. Dar șterge un pic mai mult, că e prea agresivă umbra. Diagonale aici, neapărat, ok? Se vadă aici. Alessia, da, foarte bine. Luiza, da, foarte bine toate glisările, da. Asta este 50% în temă, de acord, nu hașura. Mario, da, e 50% în temă, foarte bine. Dar în ce comenta, poate dreptele astea să fie întărite. Da. Imediat se iau. Încă nu m-am obișnuit cu toată lumea, da? Încă da. Ce să vină o muchie neapărat. Diagonalele aici neapărat, da, Roxana? Așa, Andreea Mare, da, foarte bine, vezi elipsa asta. Fă-o din aia orizontală, ok? Și dă un pic sfera asta mai în interior, că prea concurează cu prim planul. Merge ce aici, căluțul ăsta să aibă baza mai jos un pic, ok? De chenar. Vezi elipsa astea, că să fie mai deschise, să corespundă elipselor care sunt astea de pătrat, știi? Să fie deschise, deschise. Ok? Hai, nu e chiar rău. Da. Dar ți-am mai zis o dată asta să nu fie. Ai zis de două ori. Bun, Andrei, da. Încearcă să dai accentele astea în față cum trebuie. Pune aici umbrița purtată de la asta, da. Da. Dar încearcă aici, am eu așa o presimțire că ai hașurat fețele astea. Fețele astea sunt lovite direct de lumină. Și mai e o chestie, plutește iarăși. Da? Fă-l pe sol. Nu-l fă să plutească. Da. Dana, da, foarte bine. Deci tu că vine în partea asta foarte ok. Cred că are doar două. Ace, cred că mai mult de două, e ciudat. De fapt, nu, merge o oră, minus, secundă, da. Încearcă că elipsa asta să le faci rotunde neapărat la capete, da? Că sunt un pic peștișori. Sunt așa. Ok. Da, aici trebuie să fie punctat. Bine, foarte bine, da. Da. Hai. Ce am zis și colegii tale? Parcă Andreea Mare la era problemă. Ăsta trebuie să fie prismă triunghiulară. Vârful aici. Da. Șters aici neapărat. Ok. Xana, da, un pic mai mult gri aici. Foarte bine. Foarte bine și aici. Georgian, da. Irina, da. Nu prea e plăcut să iasă chiar din compoziție, așa, încearcă să-l duci mai în față un pic. Ok? Și prin planul ăsta e prea sec. Fă mai cărnos. Fă piramida asta un pic mai cărnos. Da? Nu încerca să-l mai faci să iasă de pe. Opa! Ăsta e un 50 pe 70, ia. Super.
Nu vă lăsați, nu? Ok. Da. 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 Ea le-a pus de două ori. Accent aici. Da. Un pic de tomus gălit. Da. Eugen, da, da. Nu mai hașura. Cred că a specificat chestia asta. Dacă specific o chestie, foc muzic. Este GD. Nu sunt volumele aia de la început. Nu trește axele astea neapărat. S-ar putea totuși ăsta să fie un pic greșit. Centrul sferei. Pentru umbră. Da. Alex, da, mult mai bine. Hai, dă-i închis aici în față. Hai. Nu mai în față, închis, nu mai, da? Aici e o greșeală de perspectivă majoră. Da, dacă aici e punctul de fugă, să se tragă altfel. Ce vrea să mă lase toată lumea pace acum să fac treaba? Ok? Mă bucur că ai făcut să se vadă porii planșii. Hai, negrită aici. Daria, da. Chenar neapărat, nu le mai lăsa să iasă din foaie și pune boscheți neapărat. Și umbră purtată. Și gri pe fața asta. E plat. La fel, umbră purtată. Gri pe fața asta, retrage sticla în interior. Dacă vrei să fii bună la arhitectură, tu să știi lucrurile astea. Copertina aici. Super. Bun. Daria, da, asta e glisarea numărul 2, dar tare mie că ăsta vine așa, să știi. Da? Asta vine așa clar, numai că se conectează cu ăsta și e umbra, ok? Asta te se ducă. Așa. Eugen, da, foarte bine. Un pic de accent aici. Foarte bine și aici, un pic mai accentuat. Și Anastasia, foarte bine. N-am ce comenta. Da, da. 2 de 4, 5, 7, da. Mm-hmm. Așa, Daria 2. Un muc aici că lipsește la GD, nu ești. Lipsește din software, da? Are bug-uri software-ul. Să facem update, da? Ies două, a treia nu iese. Aici nu e punctat, ok? Că nu e în spate. Aici nu e întărit, e punctat, că e în spate. Da? Glisările sunt ok. Asta treia întărit aici. Eugen, da. Foarte frumos. Și Dana, la tehnic, da, asta e foarte ok. Ai putea să-i dea un pic mai îngroșat. Dar cum de bușiți voi asta? De unde n-ai băi găsiți înălțimea asta? Care e înălțime fals? Că nu să vină paralele astea, vine un pic de tot prea mult, e un ceva care nu e ok. Cât uite. Dacă asta e înălțimea, nu știu, e ca și cum văd pe cineva normal și toată îl văd că, da, face niște, da, nebunii pe stradă. Și așa, zic, fuck, ce s-a întâmplat? Are o psihoză? Nu? Dacă stai aici așa... E ceva aici care nu e bine. Da? Nu pot să descriu exact ce. Instinctele de arhitect urlă. Da, poate aici asta care se întoarce, nu știu. E un ceva la unghiul ăsta. Da? Ce să fie pătrat ăsta, e un pătrat fals. Aici e un pătrat, ok. Dar e un ceva fact up aici, să știi. Că ăsta e pătrat aici, dar nu e aici. Aici nu este, de aici ai făcut tu ceva, ai trucat ceva pe acolo. Ok? Astea sunt ok făcute. Așa. Alicia, da, foarte bine celelalte, da. Da. Mamă, ce aici. Uf. Bravo, da. Ce că se dai vizibilitatea, te rog eu, da? Este ok. Mm-hmm. Nu uita să-i dai, te rog, asta parcă e din lemn. Este din plastic transparent. Ca să-i dai textura de lemn. Foarte bine cu sferele, da. Mamă, cum este. Mm-hmm. Foarte bine. Hai. Îi dăm aici o bară. Niște umbrițe purtate. Eugen, da. Dar vezi că aici umbra asta se întoarce așa. Linile întărite. Gelinile astea se intersecteze. Georgia, nu le mai desena așa de murdare. Oh, ia cu gumița aici și șterge. Georgia, foarte bine. Da. Ioana, foarte ok. Problema e că sunt toate prea la fel.
Trebuie o piesă mai închisă undeva care să atragă atenție. Foarte frumos aici, de ăsta mai închis. Și acum, ce ar putea fi? Poate o umbriță purtată mai închisă pe partea asta, care cădea așa cumva de la ăsta, cădea și pe curbura asta, și apoi să facem totul să vadă de sus în jos, să facem aici umbrița și face pe ăsta mai negru, un lemn mai închis, ok? Și sta tot așa, cu niște reflexii mai cu negru aici. Negru ăsta lipsește la tine. Ce e foarte ok, ca un gros mânerul ăsta aici, că e din carton, dar merge. Flutter pe manechin, observați, nu este vorba de niciun fus. Nu s-a creat deloc acel efect. Și ca să ținem bobițele astea cumva să se scurgă, știi, să formeze curburea. Numai că nu ai prim plan. Știi? Că pui tu umbriță în stânga, zic un gând de cel. Da? Nu știu ce e chestia asta, că e o lumânare, ceva. Pune mai așa și pun încă una în față, ceva, da? Că să fie curbura asta mai evidentă. Ok? Da. De ceva, da. Accidentărite, iau toate glisările, tot. Foarte bine, n-am ce să reproșez, perfect. Foarte smart, bravo. Nu mi-ai trimis 5 poze. Bravo, foarte bine, da. Uh-huh. Smart te duce unde vrei tu să ajungi, să știi. Nimeni și nimic nu te va scuti de a fi pe fază. Se pune aici pietruța niște degrade, niște flutter. Zic că aici vine umbra asta de sub, știi? Pardon, tabla se oprește aici, cumva sub linia orizontului. Da, da. Și aș întări aici axele astea, diagonale. Da, dar nu sunt întărite astea. Întărește axele, dă desen de contur final. Ăsta are desen de contur, ăsta aici nu are. Da? Hai, întărește. Notează axele astea, X, O, Y, Y prim, Z. Să ce vine orizontală, da? Că umbra verticală. Notează axele. Trebuie să trimiți o poză cu toate, să știi. Notează axele, mai apăsat. Să vadă ca aici. Așa. Foarte bine. Avem o problemă. Deci e ok, o problemă de GT. Aici trebuie să fie umbra purtată. Nu mai da hașura cu pixul, cu degetul, cu degetul nu mai da, da? Acum aici trebuie să fie totuși un degradeu, să știi. Astea din față trebuie să aibă un pic de ceva în față. Chit că reflectă. Ok? Un pic de textură. Astea merg, să știi. Pune și tu cubul ăsta. Nu pune în spate. De ce l-ai pus în spate? Pune și tu în față. Dar lucrurile astea să se vadă. O să stea cumva așa. Acum nodul ăsta aici, nu prea-s de acord. Că nu e la scara aia. Că ai să prinzi fix un nod. Pune și tu niște flutter, pur și simplu. Da? Da, aici nu prea aeriană perspectiva de ok. Foarte bine, da. Da, toate problemele de GD, foarte bine. Da. Hai, X. Da, deci e o greșeală, e ceva că nu e bine făcut. Nu ai copiat bine înălțimea asta, știi? Știi ce zic? După aceea ies astea, paralele două câte două. Asta este ok. Bun. Sunt persoane care nu știu ce format mi-a trimis, că nu mi-l ia, da? Vorbim în privat, da? Bun.